Coordonatele arată că aici trăiește familia Nelinie. Atunci, haide să intrăm în casă. Dar trebuie să ne deghizăm. Ai dreptate, soră-frate. Așa este mai bine. Acum putem intra în casă. Cine bate? Oh, salut! De ce ați venit atât de greu? Salut, Luminița! Noi suntem prietenii tăi. Noi trebuie să intrăm în casa ta. Cam strani sunteți voi astăzi. Noi suntem ok. Suntem oameni obișnuiți. Hai, intrați! Trebuie să filmăm un video nou. Vreți ceva să serviți înainte de filmări? Noi vrem apă cu zahăr. Apă cu zahăr? Adică cola? Nu, doar apă cu zahăr. Aveți gusturi ciudate. Ok, haideți la bucătărie. Să mergem. Pentru ce vouă așa băuturi bizare? Îți mulțumim că tu menții energia din corpurile noastre. Tu ești o fată cum se cade. Am zis că sunteți voi cam stranii astăzi. Nu cumva v-ați îmbolnăvit? Poate amânăm filmările pentru altă dată. Începem chiar acum. Bine, dar atunci plec după camera de filmat. Ea a zis camera de filmat? Nu e voie să fim filmați. Aceasta contravine legii Federației Galactice. Dacă pozele noastre vor apărea la oameni, planeta noastră va fi distrusă. Nu-i putem permite. Am fost deconspirați. Gata! Am pregătit camera! Începem filmările! Dar unde-i Melissa? Unde-i Mircea? Ce ați făcut cu ei? Trebuie să plecăm din acest loc. Dar până pleca, să ștergem memoria. Ce? Nu, 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 nu! Au! Ce s-a întâmplat cu mine? De ce sunt aici? Nu țin minte nimic. Salut! Salut, Luminița! Iartă-ne că am întârziat, dar pe drum am văzut ceva grozav. Am văzut din cer că a căzut un meteorit. Nu l-asculta! Nu era meteorit! Era un OZN cu extraterestri. Prostii. Nu există extraterestri. Ba, există! Mă duc chiar acum să verific. Luminița, mergi cu mine? Da, desigur! Eu niciodată nu am văzut meteorit. Dar extraterestri ai văzut? Cu atât mai mult nu am văzut. Clar că nu ai văzut, că nu există. Deja nu am răbdare să-i văd. Eu rămân acasă. Nu am timp de prostii. Aici parcă am văzut că a aterizat OZN-ul. Ești sigură? Da! Privește! Este un polițist aici! Stop! Pe aici nu e voie! Aici este foarte periculos! De ce? Ce se află acolo? Aici, în apropiere, a căzut un OZN.
iar specialiștii noștri îl studiază și mi-au ordonat ca nimeni să nu treacă pe aici. Eu sunt sigură că acolo sunt extraterestri. OZN poate fi orice, nu numai extraterestri. OZN înseamnă obiect zburător neidentificat. Nimeni nu știe ce e acela, doar probabil a venit din spațiu cosmic. Dar putem să ne uităm măcar cu ochi. Vă repet, este interzis, pentru că aici este un nivel ridicat de radiație. Dar fără echipament special, este interzis. Și dacă vom avea echipament special, ne veți permite? E sigur că nu. Locul este foarte periculos. Ok. Păcat că nu am reușit să vedem ce a căzut acolo. Nu te întrista, la știri vor arăta totul. Nu vreau la știri, vreau să văd cu ochii mei. Nu în fiecare zi cade OZN pe pământ. Să vă duceți când polițistul va pleca de acolo. Dar stai, aceștia nu seamănă cu oamenii. Facem cu radiația? Nu-ți face griji. Dacă îmbrăcăm această mască de protecție, totul va fi bine. Doar că eu am doar una. Atunci va putea merge doar unul dintre noi. Voi pleca eu. Nu am văzut niciodată extraterestri. Ia cu tine camera aceasta. Pentru ce? Ca să filmezi tot ce ne vedea acolo. Ia cu tine și acest dispozitiv. Dar acesta pentru ce? Cu ajutorul lui vei măsura radiația. Și vezi ca radiația să nu depășească nivelul maxim admisibil, că de altfel masca va fi ineficientă. Bine, voi avea grijă. Să aduci o mustră de meteorit. Vreau să-l studiez. Da, am auzit că o bucată de meteorit costă 10 milioane de lei. Dar eu știu că o bucată din OZN costă și mai mult. Iar știi, Lenca, de OZN, ți-am spus, nu există extraterestri. Eu sunt pregătită, deja pot merge. Văd că polițistul a plecat. Sper să pot trece. Dar de ce și-a lăsat haina aici? Dar stai să verific nivelul radiației. Este în limitele normei. Aici poți merge și fără mască. Să merg mai departe, poate găsesc ceva. Ce e asta? Nivelul radiației începe să crească. Oare să fie o bucată din nava spațială? O iau cu mine. Alo? Aici împrejurim nu am găsit nimic straniu. Doar un obiect ceva, o antenă. Probabil a luat polițistul pe toate. Doar că am impresia că cineva e speriat pe ei. Bine. Iarăși nivelul radiației își schimbă parametrii. Ce-i asta? Ce ochelari stranii. Oare la ce să folosească ei? Tu știi? Mă poți ajuta? Îi iau cu mine să-i arăt prietenilor. Să mai caut, poate găsesc ceva aici.
Nivelul radiației crește la limita critică! Să-mi pun masca de protecție! Dar asta ce să mai fie? Este vreun dispozitiv de-al lor? Să plec cât mai repede de aici! Nu-mi place ce se întâmplă! Ce? O navă spațială? Nu cred! Și asta! Un OZN?